Numai puțin de 153 de persoane au legitimat polițiștii din cadrul serviciului rutier, biroului rutier Râmnicu Vâlcea, formațiunilor rutiere Brezoi, Drăgășani, Horezu, Bolcești, Berbești și Băbeni în cadrul unei acțiuni de tip Blitz organizate pe DN7, DN67 și DN64. Pentru conducerea sub influența alcoolului, depășirea limitei legale de viteză, depășiri neregulamentare, neacordare de prioritate la pietoni, abateri de bicicliști și altele au fost aplicate într-o singură zi 115 sancțiuni contravenționale în valoare de 38.000 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării dreptului de a conduce 22 de permise, cele mai multe pentru viteză. Totodată a fost constatată și o infracțiune pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Un bărbat care a confundat Valea Oltului cu autostrada și a circulat cu viteza de 123 de km pe un sector de drum limitat la 70 a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1305 lei. În urma verificărilor efectuate s-a mai constatat faptul că bărbatul în cauză nu avea dreptul de conducere pe teritoriul României, fiind întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.